Am aici ceva foarte mare la unboxing. Este o boxă portabilă de la Sirius. Se cheamă SRXSPB100W pentru că vine cu 100 de W RMS. Cel puțin așa se laudă producătorul. Are o baterie de 7200 de mAh, o baterie foarte mare la 12 V. Calculați și voi cât vine în W-oră. Funcție TWS. Se pot conecta două astfel de boxe între ele. Control pentru bas și pentru alte înalte. Are tot panoul frontal, cum se poate observa, controlat LED, da, cu lumini RGB. Are intrare auxiliară, are două intrări pentru microfon, are o intrare pentru chitară, are radio FM, are Bluetooth 5.0. Deci ce să mai, frate, și o boxă destul de mare, e și greu pentru mine să o filmez. Și haide să vă arăt și laterala asta, unde sunt și mai multe specificații. Că am văzut că unii dintre voi chiar sunteți foarte atenți la specificații. Vedeți și voi acolo și frecvența în herți. Panoul LED ilumina complet. Acceptă și USB și micro SD. Tuner digital FM. Da, pentru că arată frecvența pe acel display LED. Da, are ECO pentru karaoke. Microfon wireless. Intrare dublă pentru microfon, cum am zis mai devreme. Intrare pentru gitară. Funcție TWS, bateria v-am zis că este la 12V, 7200 de mAh, ca să poată să scoată această putere, vă dați seama, de 100 de W, trebuie să ai și o baterie destul de forțoasă și este o baterie destul de forțoasă, având în vedere că este la 12V și nu la 3,7 sau 7,4V, ceva de genul, asta este direct la 12V, domne, 12V, ori 7,2A, faceți și voi calculul. Cât vine. Bun. Hai să o scoatem din cutie, să văd eu cum reușesc să o scot din cutie, că asta e treaba. Asta e chestiunea chestiunilor. Este foarte greu de scos din cutie. Prima oară avem un certificat Baban de garanție. Uitați-vă și voi cât am mai foaia, da? Un certificat Baban de garanție. Aici este manualul, un manual alb-negru. Zici că e tras la Xerox așa, dar nu prea cred că îți trebuie cine știe ce instrucțiuni să folosești o astfel de boxă. Cel puțin mie nu. Avem un alimentator aici. Vine cu un alimentator cu o mufă proprietară sau un încărcător pe românește. Vine la 15V cu 2A. Asta înseamnă 30W. Și scrie aici 30W. Și are o mufă din asta DC. Este o mufă proprietară, deci dacă pierdem acest alimentator, cred că se găsesc de-astea universale. Așa, și microfonul care este wireless, pam pam, stați așa să scot eu, ia uite-l microfonul cum arată, jap, dar nu știu ce tip de baterie acceptă, adică ne uităm imediat, deci două baterii AA, stânga-dreapta, deci la 3V se alimentează, de aici îi dăm drumul, on-off și este wireless, deci ăsta se va conecta direct la boxă, fără să mai conectăm altceva, plus alte două intrări pe fir, da? Pentru ea, așa s-au lăudat, o să vedem imediat despre ce este vorba. Scoatem prima parte de polistiren din ăsta care se face numai bucăți și hai să vedem cum reușesc eu să o scot de aici. Ce ai făcut, bobiță? Mamă, e stil JBL direct. Deci are mânerca JBL-ul. Deci cum are JBL-ul, poate pun JBL-ul ăla din spate lângă ea. Mamă, de seamănă cu JBL-ul, spatele ăsta e copia fidelă. Copia fidelă a JBL-ului. Mamă, dar câte butoane are în partea de sus. Olo, ce aici, frățică. Aici este treaba cu LED. Acel ecran care ne afișează mai multe chestii. Băi, băiatule, deci avem de vorbit aici. Ce să mai, nu doar de ascultat, avem de vorbit. Uitați-vă și voi ce este în partea de sus aici. Stați așa să fac eu un unghi mai, mult mai bun aici. Bă, băiatule, deci și aici. Uitați-vă și voi câte chestii sunt. Aici trecem prin moduri. Da, schimbăm pe radio, pe stick, pe așa mai departe. De aici cred că funcție de rec putem să și înregistrăm pe stick, care are funcție de karaoke. De aici dăm înapoi piesa, play pauză, înainte piesa, X-Bass, o funcție cred că cu bass ceva. Luminile, de aici controlăm luminile.
Avem microfonul, volumul microfonului, volumul total al boxei. De aici avem reglaj pentru ecoul microfonului. Asta este, cred că este chitara. Aici sunt înaltele, basul, power-ul de aici, intrarea pentru alimentare. Asta pare ar fi un reset sau un microfon ceva, nu știu, cred. Că nu scrie mic ceva lângă el. E o găurică, dar nu-mi dau seama exact ce. Microfon 1, microfon 2, da, intrările prin XLR, da, prin acel jack de 6,3 parcă este. Intrare de chitară, auxiliarul, da, intrare de auxiliar, intrarea pentru stick și intrarea pentru cardul micro SD. Bă, băiatule, deci ce are aici? Și bineînțeles partea din față. Așa, cu afișajul LED, acolo ne sunt specificate mai multe chestii, volum și așa. Și pe spate vedem că are o găurică pentru a scoate acel aer, da, pentru că e pe bază de reflex, se poate observa. Și cred că jos acolo în compartimentul ăla, cred că este bateria unde sunt acele șurubele și are și niște roți, deci ce să mai. De grea este grea, ceea ce îmi place. Pentru că fiind grea înseamnă că sunt componente destul de bune calitativ acolo, adică sunt difuzoare cu magneți mari, bateria este una mare, deși bateria este grea și amplificarea, nu? Și aia trebuie să fie bună. Hai să-i dăm buton și ia uite cum s-a schimbat treaba. Hai! Bluetooth. Deci ne arată volumul, ăla este volumul și ne arată faptul că este pe Bluetooth. Stați așa să schimbăm treaba. Un pic... nu știu cum să o încadrez, că decât să se vadă. Ok. Așa, și de aici controlăm luminile. Mai multe efecte, vedem că toată partea din față, cum au zis, este luminată. Deci toată partea se schimbă, culorile. Ce se mai, domnule? Ți-ai luat discotecă în casă. Asta este, ți-ai luat discotecă. Uite, arată LED 7, LED 8. Deci mai multe, da? Și LED off. Deci astea sunt modurile de iluminare. Hai să o și căutăm prin Bluetooth. Pam, pam, o să-i dăm și niște Bluetooth acum, imediat, să o găsim. Configurări, Bluetooth, ia să vedem, că văd că licăre acolo Bluetooth-ul. Așteptăm să o găsească, alte dispozitive. Nu știu câtă baterie are, nu ne indică undeva din ce observ câtă baterie are. Probabil că la un moment dat o să licăre ceva când e pe ducă bateria. Headset, nu, scrie aici, SRXSPB100W, da? Dăm pe el și ne-am conectat, s-a auzit un tădădăm, s-a auzit tădădămul, ok. Bun, deci dacă s-a auzit tădădămul, suntem bine, zic eu, nu? Hai să încercăm ceva cu No Copyright Sounds sau NCS, NCS direct, Top NCS. Ia să auzim. Da, deci volumul n-are, pentru că volumul este pe, da, pe rotița asta, nu se poate sincroniza cu telefonul, da? Din păcate. Deci va trebui să dai volumul la maxim din telefon. Deja mă acoperă. Deci va trebui să dai volumul la maxim din telefon și după ce dai drumul la volumul maxim din telefon, te joci cu butonul ăsta de aici rotativ. Și auziți și voi. Nu trebuie să vă mai zic eu, da? Auziți și voi. Ce să mai umple asta o cameră lejer. Da,
Nu știu exact dacă are chiar 100 de wați. Bă, da, sau de tare. Deci, dacă o dai pe asta la maxim, trebuie să țipi ca să te înțelegi unul cu altul. Asta e clar. Bas are, înalte are. Deci, sunetul este bun, spre foarte bun. Pentru prețul la care se vinde, eu zic că este o copie foarte bună pentru o copie foarte bună de JBL, că seamănă izbitor. Stai, mă, că vă arăt acum JBL-ul de care zic eu. Mamă, dar asta e mult mai grea. Pentru că și toată carcasa e din plastic, dar în interior are și metal. Uitați-vă și voi. Seamănă? Eu zic că e... Eu zic că e una și aceeași aproape. Doar că n-are atâtea... JBL-ul cel puțin n-are atâtea funcții, atâtea intrări și atâtea nebuneli din astea. Iluminarea nu e atât de bună sau atât de multă, ca să zic așa, cum e la ăsta, dar are și JBL-ul iluminare. Putem să-i dăm și power on și JBL-ul are baterie. Și JBL-ul s-aude foarte tare. S-aude mult mai bine JBL-ul decât asta, clar. Dar JBL-ul costă încă o dată poate mai mult de atât față de cealaltă, da? Deci uitați-vă unde are iluminarea JBL-ul, aici, aici și câteva flash-uri stânga-dreapta, atât are JBL-ul. În schimb, ăsta are pe toată fața aici. Da? Deci în schimb, ăsta are pe toată fața. N-are afișaj aici cu LED, să știi că e pe Bluetooth, că e pe așa. N-are nici radio, n-are mai multe funcții, are doar Bluetooth și câteva intrări prin spate, atât are JBL-ul. Dar pentru prețul la care vine Siriusul ăsta, eu zic că este, ce să mai, eu zic că este afacere. Pentru că dacă nu ai suficient bani de un JBL-ul, automat o să treci pe un ăsta, ceva mai accesibil. Și în banii ăștia nu cred că găsești ceva mai bun. Într-adevăr, sunetul nu este excepțional, mamă, n-am mai văzut sunet ca în box asta. Dar este puternic, este bună pentru petreceri, are lumini. Dacă vrei să ai autonomie mult mai mare, automat vei opri luminile, pentru că automat... Și astea mănâncă ceva din baterie, da? Deci o să te duci aici și o să dai off. Și asculte așa, dacă este lumină suficientă afară și o scoți afară, automat o să te intereseze mai mult autonomia și să poți să obții mai multe ore de muzică, da? Ca să nu mai stai să o conectezi la curent. Doar dacă ai o priză aproape și nu ești, eu știu, undeva mai izolat într-o pădure, într-o cabană undeva, unde nu ai acces la curent, bineînțeles, o să stai doar pe baterie și o să oprești iluminarea ca să ai mai multe ore de funcționare. Dar dacă nu te interesează treaba asta, cum nici pe mine nu mă interesează pentru că am priza foarte aproape, o să țin iluminarea pornită ca să fie treabă. Adică să te bucuri la maxim de ce poate boxa. Deci bas are, acum este activat, acum este pe off și acum este activat, da? On, scrie on aici, este activat. Aș vrea să trecem și în prim moduri, să vedem dacă prinde ceva AUX acum, să vedem și modurile. Aici este radio și hai să vedem cum dăm să căutăm radio, de aici dăm. Da, acum caut automat, nu știu ce găsește el acolo. Și antena cred că e undeva un fir în interior, că nu are în exterior. Nu știu ce a găsit. Fiind la interior, nu cred că găsește mare lucru. E greu să găsească și un aparat radio care are antenă din aia telescopică. E greu să recepționeze ceva aici în interior. Dar mai ales o boxă care este pusă pe podea și antena cred că e undeva mult mai jos. Deci este foarte greu să recepționeze în zona asta. Bine, voi dacă sunteți fix în oraș, cu siguranță o să vă recepționeze ceva postul radio, dacă asta vă interesează, să ascultați radio la boxa asta, dar cu siguranță o să vă puneți stick-ul cu melodiile preferate, o să-l introduceți acolo și o să dați un show cu microfonul, da? Deci asta este funcția de radio, Bluetooth, da? Bluetooth, auxiliar și card sau USB, da? Stick USB. Dar eu n-am băgat niciunul din ele, deci nu o să treacă în... Uite că pleacă automat muzica, da? Știi automat să-i dea play la muzică când se conectează la telefon, ceea ce este foarte, foarte bine. Este la maxim de aici, nici nu pot să dau eu mai tare de aici. Eram obișnuit să dau mai tare din telefon, dar
Bine, poți să o ții la maxim de aici și să dai din telefon, cum ți-e mai comod. Dacă ai telefonul în permanență la tine și nu ești aproape de boxă și nu vrei să stai să dai într-una de rotița asta de volum, o să dai, bineînțeles, din telefon volumul. Fiecare își alege cum dorește. Că pe Bluetooth nu funcționează controlul pentru bas, care și aici și control sau cam activat ăsta. Probabil acum funcționează dacă l-am dezactivat. Da, acum funcționează că l-am dezactivat. Deci trebuie să dezactivezi X-Bass-ul de aici. X-Bass-ul trebuie să-l dezactivezi ca să poți să controlezi manual basul din butoanele astea de aici. Acum vedem că avem maxim nivelul 8 și în altele, da? Deci trebuie de dezactivat Xbox-ul ăsta. Dacă activezi Xbox-ul ăsta, s-a dus treaba de aici, da? Cred că ați înțeles care e treaba. De l-am activat și gata. L-am dat la maxim acum și la, cred că la jumătate din telefon. Na, mai puțin de jumătate. Deci țipă! Țipă super tare! Are bas, dar nu e basul la profund ca la JBL, asta este chestia. Nu este basul la așa. E basul la, e un bas mai așa, mai light. Nu că n-ar avea forță, dar e mai așa, mai nu e cu profunzime, ca să spun așa. Parcă acum e un pic mai profund. Cred că are importanță și la, și la melodie. Contează și melodia, zic eu. Da. Cam asta a fost, ce să mai. Deja am vorbit, mamă, 17 minute, bă, băiatule. Clip de 17 minute cu o boxă. Da, chiar îmi place. Deci e, ce să mai, e o surpriză neașteptată boxa asta. Chiar îmi place. Are o grămadă funcții. Le face bine pe toate. Sunt convins că prinde și postul radio, dar nu de asta am luat-o să prindă postul radio. Lumini cât cuprinde aici, toate modurile, toate culorile, tot ce vrei pe aici. Dacă vrei, uite așa pe MOV, dacă îți place pe MOV, o ții pe MOV. Microfoanele nu le-am testat, dar cu siguranță vor funcționa și alea fără probleme. N-am la îndemână două baterii, că dacă le aveam la îndemână, acum băgam și dădeam o dedicație, o ceva. Dacă era pe fir, cu siguranță conectam și dădeam un eco aici, făceam un karaoke. Are și eco, are tot ce trebuie, intrare pentru chitară, ce să mai, dacă te pricepi la chitară și la cântat, faci party cu asta. Parcă o să văd prin oraș și că mai sunt oameni care mai cântă și mai au și boxe cu ei ca să amplifice cumva sunetul. Și parcă o să-i văd pe majoritatea cu boxa asta prin orașe sau pe la metrou sau mai știu eu pe unde. Prin gări, cine știe. Da, cam asta a fost. Mersi frumos încă o dată de vizionare. Dacă ți-a plăcut, lasă un like. Dacă nu ți-a plăcut, dă un dislike. Dacă asta te face pe tine fericit, dă și un share ca să vadă și prietenii tăi. Poate sunt în căutarea unei boxe foarte bune, la un preț destul de bun. O să vedeți prețul în descriere. Accesați primul link de descriere. Da subscribe dacă încă n-ați făcut-o, pentru că mă ajută tare mult. Și activați și clopoțelul. Și v-am pupat. Spor la party! Party on!